Mai, bă, băiatul, bă, e și mai tare, bă. E și mai tare, jos pânăria. Doamne, asta nu mai ești tare, asta nu mai ești. Îmi plac alea mai vesele. E, asta. S-a văzut prima oară într-o seară de mare. S-au plăcut, el a dat părul scurt, neavălare. Marcă se cunoșteau, ochii loc se priveau, ca și când vin la stau. Nu știa ce să-i spună și se păstăcea. El era, cu doi ani mai în vârstă ca ea. Același liceu, cu același tureu, mergeau dar fără să fii știut. Se-ntâmplă oare să ajungi să-ți găsești o jumătate cu care toată viața să petrești? După presa, am greșit. Și-au dat mâna și stau. Se iubeau, erau tineri și n-aveau nimic. Însă nu mai conta, erau părinți și ea. Într-o poveste se-ntâmplă oare să ajungi să-ți găsești o jumătate cu care toată viața să trăiești? Mai târziu, nici pe ani nu i-am iertat. Mi-a pus aia ochelarii mei la senin cam prima zi și gândeau la o seară. Păi acum de mai se gândeau la o seară. Ăsta da un tip deștept. Ăsta a jos pălăria. Un tip deștept. Un tip cu puțin mai sunt în ziua de asta. Deștept băiatul ăsta. Și modest și deștept a fost la viață. Modest nu prea. Da, avea și de ce că era deștept. Și eu să fiu înlocuri tot așa era. Ai! Ai, nu toate astea te iubesc femeie. Dacă tu ce și tu ceva mai pus să scâns pe seară sub balcon, să văd balade la acordeon. Deci ei mă înjurau reges. Cu toate astea te iubesc femeie. O vreau așa cum este ea. Sunt norocos că e a mea. Nu te uflam, că n-am zis eu. Ai
4-5 copii. Nici o să-i creștem numai